Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Aveam o știre. Da, mă gândeam cum să o aduc în actualitatea noastră imediată, că vorbim de un jaf în grup din Statele Unite. Da, te rog frumos, nu le spune așa. Oamenii s-au organizat, poate era un sindicat. Da, noi suntem obișnuiți cu jafurile în grup de ceva vreme și o să tot vedem jafuri în grup. Chiar adineaur, domnul Tolontan a vorbit despre un jaf de ăsta în grup, dar aici, în Statele Unite, jafurile astea în grup încă mai ajung la știri. Deci, 80 de persoane au luat cu asalt dintr-o dată un magazin generalist din San Francisco în weekend. Au venit, au dat buza în interiorul său, au luat câte produse au putut căra și apoi au fugit. Aproape 80 de persoane. Două autocare de oameni. Da, au venit cu mașinile, zoom, au deșins la fața locului cu mașini, toți deodată. Deci s-au organizat. 80? Băi, nu erau 10-15, 80. Practic, cum mergem noi la mici la obor, dar mai mulți. Și exact, mai multe mașini. Deci toți deodată care ajunge primul, știi? Câțiva angajați au fost agresați, unul a luat un spray cu piper în nas, mă rog, la ce știm despre angajații... Ca la tâlhărie, na. Mai pățești. Da, acolo în Statele Unite... Luca vorbește de parcă știi. Te mai îmbrâncește-te. Da. Cred că mai mulți s-au rănit că la un moment dat angajații... Acolo sunt asigurări. Toate magazinele astea sunt asigurate. Nu știu dacă pentru astfel de evenimente, dar cred că își primesc banii înapoi. Eu am văzut imaginele. Și presupun că angajații s-au dat la o parte. Adică atunci când au venit ăia, băi, nu ne batem cu ăștia. Ba chiar cred că vreo 2-3, poate le-o fi venit și lor vreo idee. Da, să punem mâna ochii pe ceva, ceva la reducere. Eu cred că erau obișnuiți cu genul ăsta de activitate de la Zici? Black Friday. Că în Statele Unite se întâmplă același lucru. Da, dar nu și la acest magazin. Deci acest magazin... Eu, da, am citit și eu știrea și m-am documentat puțin. Nu știu ce magazin e asta. Băi, eu am văzut imaginile, erau de la Vuitton. Nu, stai că au fost mai multe, asta voiam să spun. Pe asta că am văzut că sunt mai multe, că dacă știam că e de ăsta... Da. Ce se întâmplă? Ăștia nu te lasă să intri, te țin la coadă afară. Așa e politica magazinului. La Nordstrom ăștia? Nu, la Vuitton. La Vuitton? La Vuitton. Pe unde și te și duci? Nu numai. Dacă ai, că îl observ la un moment dat, că e mare magazinul și observ că e întotdeauna o coadă afară și nu înțelegi la ce e coadă. Și când acolo e la poșete de 1000 de euro. Dar tu crezi că ăștia, când au venit, că asta spun, deci vineri noapte, grupuri mari de hoți au mai atacat în același fel și un magazin lui Vuitton, unul Burberry, săracul Adi, Neadi, Burberry cu eșarfele lui. Da, nu se mai găsesc. Câteva alte shop-uri de bijuterii, haine de lux, o farmacie și chiar și un magazin de ochelari. Dar nu, băieții au făcut, știi cum făceau aia când în Western... Cred că acolo n-au văzut bine unde intră. Da, în Western, când veneau un oraș, și făiau tot ce prindeau. Exact. Adică că veneau odată, nu se deplasau de mai multe ori, așa și ăștia. Dar Luca e mirat că la lui Vuitton, e dracu, n-au stat la coadă, a? Nu, prima oară am crezut că vor să răzbune pe aia. Nu ne lăsați să intrăm decât câte unul. Uite, intrăm 80 și vă luăm și toată marfa. A, deci au intrat toți odată? Da. La păi da, ai văzut că era de bandată. Fugeau cu alea pe acolo și fiecare a luat ce a prins. Luca, știind că se stă la coadă la lui Vuitton. Da, pe el stă la coadă. Nu-i place. Ți-e place cu coada, așa ai aflat, nu? Eu-l și văd. Eu-l și-l văd pe la Roma, pe la Paris, știi? Cred că se duce și stă și el câteva minute la coadă. Nu las ceva la rând. Cum vezi coadă, pac te așezi. Las ceva. Nu știm ce se amabil. Da. A câta persoană sunteți? Mă duc și eu să mai vizitez un pic și revin. Toți milionarii aia acolo s-au îmbrâncit nenorociți. Ei vexați de faptul că ei și cu Luca trebuie să stea la coadă în general la magazine lui Vuitton. În America și în San Francisco nu au mai putut. Deci au intrat și le-au luat și marfă. Da, le-au luat. 120.000 de dolari au furat. Deci două geni și o pungă de rafie, cred. Da, subțire. Mai mult de 120.000. Dar cum ar fi împărțit ei? Cred că a fost... Fiecare ce a apucat. Ce a apucat fiecare. Asta zic. Cred că a fost la un băi, facem excursie la San Francisco, mergem la furat. Fiecare ce prinde al lui. Da. Cine e organizator? Exact. Cât costă șeful? E 50 de euro locul deși, 5 și cu mașina în banii ăștia. Deși documentezi înainte, pui pe lista de favorite. Da. Să-ți dai seama, uluire și disperare prin magazin ăla, au avut lista de acasă de la soție. Mie mi-a dus poșeta cu tare. Dacă nu vii cu ea, nu te mai duci la furat altă dată. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.